găsit la ordinea de zi, stimați spectatori o zi plină din nou de evenimente, așa cum îi stă bine oricărei zi din, din viața noastră contemporană. Foarte multe știri importante, foarte multe evenimente care merită să fie reținute una mai interesantă decât alta printre altele Darius Vâlcov fost un ministru de finanțe și care tocmai s-a aflat astăzi în fața judecătorilor și probabil va fi arestat le-a mai spus procurorilor unde a ascuns vreo 40 de tablouri. Deci a ajuns numărul la vreo 150 că ele nu sunt prea valoroase. Asta e altă treabă bine nu sunt valoroase în raport cu ce început să să fabuleze unii ziariști adică de la suta de mii de euro până la câteva milioane de la un Picasso de exemplu dar uh, ele sunt valoroase în raport în rapor cu românul de rând adică până la câteva mii de euro până la câteva zeci de mii de euro nu e decolo un asemenea tablou. Uh, cum spuneam astăzi probabil îl va fi arestat în celălalt dosar pentru că nu este, este arestat la domiciliu un primul dosar cel legat de, pe, de perioada când era primar la Slatina bine acum nu știm cu ce bani a luat tablourile poate că colecția a început încă de pe vremea când era Edil în Slatina dar vreau să spun că Întâmplarea a făcut să cunosc uh, zilele trecute pe cineva de la Slatina și chiar îl întrebam, uh, cum e ce, cum comentează faptul că fostul edil uh, este implicat într-un asemenea caz. și la care îmi spune el și că domne, noi știam de mult. Toți locuitorii de la Slatina știau că cu două-trei excepții casele mai arătoase, apropo, n-au apărut în dosare, sunt ale lui Vâlcov, că nu știu ce afacere e firma lui Vâlcov, că nu știu ce. Deci el era un baron de ăsta local, dar mare. Deci nu din ăștia gen președinți de județ care au două, trei farmacii, două, trei mașini și încă și vreo două, trei case. Nu. El avea cu 150 de tablouri, nu știu câte case prin Occident și altele. Deci e om de averea estimată a lui Vâlcov s-ar putea să surprindă cifrele care vi le dau eu astăzi, dar cu siguranță este peste 100 de milioane de euro. Om trăiește și om vedea dacă dosarul va merge mai departe, pentru că el a încercat, de exemplu, luni, sau ieri, ieri a cerut să fie audiat și a încercat să negocieze cu procurorii, adică vă mai spun, vă dau un gât pe anumite persoane, știți că vă citeam eu aseară, dar procurorii n-au fost interesați. De ce? Semn că au foarte multe dovezi și că pot să-l îngroape foarte bine, îngroape în sensul de a-l condamna, nu din alte motive, dar și băgatul închisoare pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, tot un fel de Uh, îngropăciune înseamnă. Uh, trebuie spus că, apropo de știrile zilei, uh, vreau să vă spun că avem o situație pe care eu v-am prezentat-o încă de la primele momente, se întâmpla pe la începutul anului. Uh, deputatul acela maghiar care a făcut parte din ANRP, toți sunt arestați, mai puțin Marco Atila, deputatul de MR, care a reușit să fugă în Ungaria mai devreme de a fi arestat. Vreau să vă spun că surprizele se țin lanț în acest dosar. Deputatul de mere fugar a demisionat miercuri din Camera Deputaților, numai când colegii săi urmau să voteze o nouă cerere de înconvițare a arestării sale solicitate de DNA. Marco Atila nu se află nici în acest moment în România, ci în Ungaria. El a transmis demisia sa biroului permanent al Camerei Deputaților, care a luat act de aceasta. Astfel, solicitarea de nea înaintea Parlamentului rămâne fără obiect, dar totodată Marco Atila rămâne fără imunitate. Eu cred că nici nu-l preinteresează imunitatea, el nu cred că mare de gând să vină în România, iar ca să le extrădăm, știți, justiția românească ar trebui să aibă ceva sânge în instalație, cum se spune. Și eu mă îndoiesc că vom face prea mare tapaj pe acest cască să-l aducem pe Marco Atila în România. Ca să nu vă mai spun de o altă problemă, dacă el reușește să evite următoarele luni, când încă mai este dosarul ANRP așa umflat la maxim, că după aia se mai calmează lucrurile, de fapt, dar că ați observat unii dintre, dintre cei implicați în dosar deja au plecat acasă, sunt arezi la domiciliu sau cum sunt ei ca din punct de vedere juridic, dosarul se va aduce mulți ani, părerea mea, și nu sunt convins că vor mai urma uh, condamnări, să zicem, cu privare de libertate, în sensul că acolo au contribuit și legislația și toate celelalte. Nu că la păr și clar că dacă au luat șpagă, au închis ochii și se poate demonstra și paga. Dar am dubii în acel dosar, de exemplu, faci parte din dintr-un consiliu, da? Și îți vine o evaluare pe nu știu ce proprietate în care tu spui că, să zicem, costă un milion de euro. Poate că proprietatea costă doar 500.000, poate chiar și mai puțin. De unde poți să-ți dai tu seama dacă un expert și-a pus paraf? Cum poți tu să-l contrazici pe X, care este expert în domeniu, că pământul respectiv nu costă atâta ca să-l să, să, ca să retrocede sau să-l plătești la cel care nu poate să-l primească. Deci, dosarul acela la momentul când, deci, când, se vor mai liniști lucrurile, când această frenezie anticorupție se va mai reduce, probabil că nu va mai rămâne nu vor mai rămâne foarte multe lucruri din el sau oricum nu atât de multe încât să influențeze lucrurile. Deci eu zic că Marco Atila dacă stă pe afară încă vreun an de zile, după aia nu cred că mai are de ce să teme, eventual cel mult o condamnare cu suspendare. Om trăi și -o vedea, dar cred că asta se va întâmpla la un anumit moment. A, de ce spuneam că nu se, se întâmplă acum nimic? Păi, vă spuneam Dintr-o simplă, uh, dintr-un simplu motiv, și putere și opoziție au nevoie de UDMR, care UDMR are ea o mare problemă ca și partid, nu mai prea are trecere atât de mare la maghiarii proprii, iar... Uh, ca să le... Deci, pentru maghiari, Marco Atila n-a făcut nimic. Nici pentru ai din România, nici pentru cei de afară. Și atunci, pe cale de consecință, uh, acest lucru se va întâmpla. Vă spuneam, vom mai vedea, dar cred că asta se va... Asta e părerea uh, mea. Uh, Trebuie spus mai departe că astăzi s-ar putea să se întâmple unele lucruri. De exemplu, Radu Mazăre, primarul de Constanța, a fost la înalta curte ca îi se judecă recursul la cererea de arestare și a venit iar cu gentuța. E adevărat că avea documente, dar el era pregătit ca să intre în, în închisare. Nu s-a dat încă verdictul, dar probabil că poate fi chiar o, o pedeapsă, o reținere. Se tot așteaptă la acest uh, uh, lucru. Uh, în același timp, uh, uh, trebuie spus uh, că sunt uh, din nou foarte multe știri, foarte multe materiale. Despre, despre cazurile din justiție care ne-am propus să le abordăm mai puțin. Aș vrea să vorbesc astăzi mai mult din nou despre ce am spus și aseară, atacurile împotriva ANAF-ului. Ele deocamdată n-au încetat și vor mai continua o perioadă. Se încearcă o reducere... O cădere în a luptei împotriva șpăgii, deci împotriva evaziunii fiscale. Gerul Ștefan Diaconu, președintele fiscului, a anunțat astăzi modificarea legislației. Astfel se va stabili un prag de 300 de lei al diferențelor nefiscalizate, sub care nu vor fi sancțiuni. Toată cultura șpăgii alimentată de această mică evaziune, spune directorul ANAF-ului. Confiscul e în centrul atenției de două săptămâni după demararea controlelor la sute de comercianți, iar spațiul public a fost invadat de informații despre activitatea agenților. Cel mai multe reproșuri au venit la adresa deciziilor de amendare sau închiderea unor unități la care s-au găsit diferențe nefiscalizate de câteva zeci sau sute de lei. Vă spuneam de aseară, acele zeci de lei sunt mai multe, zeci și nu câțiva lei cum ne spune presa. Gelul Ștefan Diaconu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, spune într-un interviu că în ședința de guvern de joi se va discuta un proiect de modificare a legislației care să interzică sancționarea, amendă sau închiderea comercianților la care s-au găsit sume nefiscalizate sub pragul de 300 de lei. Deaconu a vorbit și despre demarea unui control la firma soției sale după o sesizare a unui jurnalist, dar și despre recuperarea prejudiciilor decise de instanțe. Acum, sta să ne înțelegem. Mi se pare o prostie ca să, să nu primească nicio sancțiune, amendă sau închidere, nicio sancțiune. Deci o amendă trebuie să, dacă ai 300 de lei, sub 300, să zicem 299 pe zi nefiscalizat. Tu vine control într-o zi, dar tu poți să ai în toate cele 30 de zile. 30 ori 3, nu știu dacă ne permitem o asemenea deja și la magazinele de cartier sau la mici, deci buticurile acelea, nu înseamnă foarte puțin. Da, la un magazin mic înseamnă poate vânzările dintr-o zi, dar la altul poate însemna bani de buzunar importanți. Apropo, nu cred că e nici asta o, o variantă. A, cu închiderea. Cu amenda, vă spuneam. Mi se ar părea corect ca suma să fie confiscată, și să se dea și o amendă ca să nu mai facă a doua oară, părerea mea. Iată, reporterul de la Hot News spune, întreabă pe. Patronatele din turism au ieșit marți în presă, declarând ceea ce apoi premierul au confirmat că s-au inițiat o serie de discuții cu conducerea NAV pentru a schimba legislația privitoare la procedurile care permit suspendarea activității unei firme. Care ar putea fi modificările când ar urma să intre în practică și în ce stadiu sunt discuțiile cu mediul de afaceri? Deci iată schimbările care vor fi. Aș începe prin a spune că antifrauda se ocupă cu marea evaziune. Rezultatele sunt dincolo de orice îndoială și le-am făcut publice. Dar nu vom neglija niciodată mica evaziune, care, în sumată, vă asigur că e cel puțin la fel de mare cu inventarierea întregii cazuistici de mare evaziune depistată. Pe măsurile luate în ultimile luni avem rezultate cuantificate până la nivelul de 50 de bani. Sumele declarate voluntare au crescut în medie cu 20%. Știți ce înseamnă această creștere cu 20%? Este exact miliardul acela de care era nevoie pentru măsură de relaxare fiscală anunțate de premier. Mai o rezervă de creștere a declarantului de 30-40% nivel pe care îl vom obține în maximul 2 ani. Nu trebuie trecută în derizorul această mică evaziune. Toată cultura și păgie alimentată de această mică evaziune. Dacă opturezi acest canal, veți vedea că lucrurile se curăță până către vârf. Ordonanța 28-99 este ok, este bună, dar este și perfectibilă. Impactul asupra societății care trăiește într-o cultură a evaziunii de zeci de ani a fost disproporționat negativ, alimentată și de media. Au fost cazuri inventate, cap-coadă, confiscarea urzicilor, închiderea cofetăriei pentru 1,5 lei, un, un biet seragru despre care știe toată lumea cum funcționa, au dus la... Uh, chiar ce va cășuna pe acest Xerox. Vom ajunge și la periferie, dar am început cu rățenia de la centru. Nu se poate ca într-o capitală europeană să colcă de evaziune chiar centru. Sunt organizații profesionale care amenință că își vor închide restaurantele de 1 mai. Este descalificant. Lucru care nu, mai impresionează, care nu mă impresionează deloc. Orice unitate care nu fiscalizează și închide permite alte unități care fiscalizează să-și mărească devărul. Deci, iată această părerea lui Gelu Diaconu, care atenția dispus uh, și control la firma soției e, asta ca să ne facem că facem și asta este că a fost acolo s-au întâmplat ceva lucruri acolo. Bine domnul Negrea, care a descoperit acest lucru s-ar putea să nu fi spus chiar tot adevărul pentru că vine dintr-o anumită parte a presei așa că până la proba contrarie n-ar vedea ce să-l credem doar pe domnia sa sau mai ales că acum, cum vă spuneam și aseară, au fost niște manipulări pentru ca lumea să reacționeze în favoarea micului întreprinzător, a buticarului. E, vreau să vă spun că, chiar dacă, să spunem așa, o să-mi atrag antipatia multora din cei care se uită acum la televizor, trebuie să începem de uneva. Și dacă în momentul când începem lupta împotriva șpăgii și arestăm niște doctori, Sărim, aoleu, medicii că nu știu ce, că ați început lupta acolo, numai cu medicii, că de fapt trebuie să începeți cu nu știu cine. Și tot așa, asta e România. Deci de undeva trebuie să începem și lupta împotriva șpăgii, și lupta împotriva evaziunii, și lupta împotriva corupției, apropo de DNA. Bineînțeles că trebuie să înceapă de la politicieni care dau tonul. Dar trebuie să continue, dacă ne oprim pe drum, Rămânem doar cu studiile, cu cazurile acestea extrem de mediatizate, l-am văzut la televizor, ne-a consolat, adică am trăit bucuria unii dintre noi să vedem pe unii cu cătușe și gata. Păi nu e chiar așa. Una din probleme și revin din nou asupra ei, cum revin și alții, dar doar în teorie, că iar la noi e teorie, nu avem altă putere de decizie. Dar la unii au putere de decizie și parlamentari și guvernanți Trebuie să facă ceva să recupereze prejudiciile. Adică, vorbeam aseară de cei de la realitatea. Păi bă, frate, evaziunea aia trebuie recuperată cumva. Deci îi lăsăm noi în insolvență. Dacă nu o să mai ducă, e clar, ei se tot duc. De la o lună la alta se tot duc în bot. Deci au ajuns de la 21 cât aveau de milioane, cât aveau prin toamnă, au ajuns la peste 25 de milioane. Și acolo e dosar penal pentru că, vrem e stopaj la sursă. Deci, în condițiile acestea, îi lăsăm în continuare, vor face 40, vor face 50. Nu e în regulă. Trebuie, trebuie făcut ceva. Spuneam de, de acest caz, apropo de de ce se întâmplă la, la acest moment, că ANAF-ul trebuie să rămână să funcționeze. Și ANAF-ul, și DNA-ul, și dicotul, și parchetul general. A, niște reguli mai clare cred că s-ar impune pentru că, și aici substiu la cei care au încercat, dar atenție și aici e o problemă, Șerban Nicolae, senatorul, a propus o lege prin care să nu mai poți să arestezi așa, arestul preventiv să devină ceva așa cum și-ar trebui să fie. Deci nu ceva obișnuit și ce, ceva doar în anumite cazuri când se impune cu adevărat. Guvernul însă a spus nu. Și guvernul și Șerman Nicolae provin din același partid. De ce nu s-au pus de acord înainte? Poate îl întrebăm pe premier sau pe cine mai conduce în momentul de față ceva prin partidul de guvernământ. Uh, apropo că rămânem tot uh, pe Hot News, uh, uh, s-a uh, mai făcut astăzi o schimbare la Cotroceni, una aș spune normală pe undeva uh, și anume uh, Constantin Duduionescu, fostul ministru de interne din perioada 98-2000, dacă nu mă înșel, deci oricum Constantin Dudu Ionescu, lider PNCCD la, la vremea aceea, s-a întors în prim planul vieții politice și economice și a devenit consilier pe securitate națională al al președintelui Claus Iohannis. Și iată ce remarcă cei de la Hon News. În jurul președintelui Claus Iohannis s-a strâns o echipă de consilieri cu legături nebănuite între ei și în lumea afacerilor. Ultimul intrat în echipa consilierului de stat este Dudu Ionescu, fost ministru de interne în guvernarea CDR, cum vă spuneam și eu. Multă lume s-a întrebat cum a ajuns la Cotroceni, dar puțini și amintesc că actualul șef al SRI, Eduard Herving, a fost consilierul fostului ministru de interne în 99. Dudu Ionescu este nașul de cununie al lui Helving. Până să fie numit consilier la Cotroceni, fostul ministru a figurat că a asociat într-o firmă cu Ovidiu tender, condamnat în primă instanță la închisoare. Uh, Eduard Helving a lucrat nu doar cu Dudu Ionescu, ci și într-o firmă consorț de Dan Mihalache, apropo de celălalt consilier de la Cotroceni. Helvig a avut contract de consultanță cu firma Deep Media, consultanții al cărui administrator a fost Dan Mihalache. Apoi, și Mihalache și Helvig au fost colaboratori ai lui Pina Antonescu. A... Și, bineînțeles, ei au colaborat foarte bine și colaborează cu nou președinte. Da, lucruri interesante se întâmplă în politică, toată lumea colaborează cu toată lumea, totul se transformă, nimic nu este toate lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. A, vreau să vă spun că astăzi a fost la Cotroceni, a rămas foarte puțin, a și plecat înapoi în Turcia pentru că sunt mai multe atentate a fost Erdogan, președintele Turciei în vizită, dar a și ieșit un scandal că un jurnalist turc al principalului ziar de opoziție din Turcia, Zaman, susține că președinția României nu l-a acreditat la Cotrocen la vizita de miercuri a președintului turc Recep Tayyip Erdogan la indicațiile părții turce. Bine, în replică, aparatul Cotrocen spune că jurnalistul turc a transmis prea târziu cererea de acreditare la Cotroceni. Oare? Deci cred că mai degrabă a fost să nu fie inoportunat uh, zia, deci președintele turc să vadă pe cineva din opoziție. Dar la fel de adevărat este că poate a și transmis, uh, a mai transmis ceva informații noi. Uh, suntem uh, uh, suntem apropo de știrile zilei la conferința comună care s-a ținut între Claus Iohannis, Recep Erdogan. Noi am anunțat lucru care se știa, susținem Turcia în procesul de aderare la UE, probabil vor mai sta la poarta Uniunii Europene mulți ani de acum înainte, sau cel puțin pe mandatul Erdogan nu se pune problema de integrare, nu spune nimeni cu subiect și predicat, dar e clar că așa se va întâmpla. Iar Erdogan admintește, fiind țară membru NATO, că ne ajută cu armament, mai ales că suntem în coastele Rusiei. Dar se știe și colaborarea foarte bună între Turcia și Rusia. Mergând mai departe, astăzi a fost... Ce a fost? 1 aprilie, ziua păcălerilor. Să știți că mă gândisem în primă fază să încep cu o păcăleală, dar cum emisiunea s-a dorit să fie cât mai mult de informație și foarte serioasă, nu este un pamflet ca altele de acest gen, nu ne puteam permite un asemenea lucru. Însă... Uh, Vreau să vă spun că au fost păcălări de 1, de 1 aprilie în presa internațională și o să vă prezint câteva din ele, că unele sunt chiar foarte, foarte interesante, poate le și comentăm. Ziua păcălărilor 1 aprilie a fost celebrat așa cum se cuvine și în acest an de presa internațională, printr-o serie de articole redactate sub forma unor farse care au dat o de multă imaginație, inventivitate și uneori de credibilitate. Miercuri dimineața, publicația Dernier Nouvel d'Alsace și-a amuzat cititorii informându-i că angajații poliției din Alsacea, regiunea Franței, vor asigura paza și ordinea din zonă circulând în automobile Bugatti Veyron, costând peste un milion de euro bucata. Tot în Franța, publicația la tribun a anunțat că președintele François Hollande va suprima programul de lucru săptămânal de 35 de ore. S-a stabilit, președintele Republicii a decis, reforma pieței forței de muncă va fi făcută prin ordonanță. Uh, mai departe, ouăle fermierilor din lui, o localitate de pe Valea Loarei, vor fi livrate cu ajutorul dronelor. Într-un comunicat de presă, Asociația fermienilor din Lui a anunțat lansarea unui serviciu de livrare a ouălor cu ajutorul dronelor, care ajung la clienți în cel mult o oră. Fermierii din această zonă au deschis propria școală de pilotare a dronelor pentru a garanta o livrare fără omletă. Potrivit uh, site-ului Alosin, uh, actorii mei Demon și Daniel uh, nu vor mai juca niciodată într-un film. Din lipsa banilor, marile studiouri americane au luat decizia de a înlocui toate starurile de cinema cu actori mai puțin costisitori. May Damon ar face parte din primele victime, precizează același site care propune pe, cu această ocazie și o diaporamă cu 25 de actori și actrițe de la Hollywood și cu presupușii lor înlocuitori. Uh, pe un uh, un site dintr-o altă regiune a Franței. Iată că francezii chiar s-au întregul glumat de data aceasta, cu 1 aprilie. A apărut o știre. Deci, jurnaliștii francezi s-au declarat îngrijorați din cauza coloanelor de fum care sunt emise de cele mai mari conuri vulcanice din, din munții din provincia Auvergne și care ar fi fost fotografiate doi localnici în cursul zilei de marți. Un renumit vulcanolog islandez, Jorn Stevens, care a analizat și erupția vulcanului, în fine, e o denumire mai ciudată, din Islanda, s-ar fi deplasat deja la fața locului pentru a studia consecințele acestor coloane de fum. Uh, apropo de alte, de alte știri de acestea mai ciudate, uh, în din sport, Lance Armstrong, Lance Armstrong, pardon, revine în ciclism. Magnatul rus Oleg Tinkov, proprietarul echipei de cicliști cu același nume, l-a concediat pe managerul acesteia, Ris, fost câștigător al turului Franței și pentru a-l înlocui, magnatul rus a anunțat numele ciclistului american Lance Armstrong, singurul tip care putea să-l depășească pe, în privința dopajului, completează cu umor preza franceză. Păcărele din 1 aprilie nu sunt rezervate doar jurnaliștilor. Companiile de prestigiu se implică și ele în acest joc de foarte mult timp. Cel mai bun exemplu din acest an vine din partea companiei Samsung, care promite să lanseze un telefon mobil în forma unui satar. Practic, dar puțin credibil au reacționat internauții francezi. La rândul lor, ziarele și site-urile britanice au publicat o serie de informații cu rol de farsă în cursul zilei de miercuri. Uh, Nick Clegg, un apreciat politician britanic, liderul Partidului Liberal Democrat, un feminist convins și tatăl la trei copii, ar fi decis să se adreseze votanților săi într-o manieră insolită, prin intermediul unor rețele de socializare și întâlniri online destinate homosexualilor și alte chestii de acest gen. Unele chiar sărite de pe șină, cum s-ar spune, dar, în esență, N-am remarcat, să știți, din presa noastră de astăzi, n-am remarcat farse, în alții ani au fost multe farse foarte reușite și în presa românească, de data aceasta n-am văzut foarte, foarte multe, uh, sau poate una dintre ele s-a referit, uh, cea de la Hot News, uh, care anunțau despre o emisiune pe ProTV care este scoasă după primele două ediții, dar de fapt emisiunea nu există în grila ProTV. Uh, apropo de, de aceste lucruri, uh, să știți că avem. Uh, trecem la informațiile, să spunem așa, mai, uh, mai serioase. Una dintre ele se referă. Uh, mai serioase în același timp din domeniul educațional. Săptămâna viitoare este săptămâna numită Școala Altfel. Foarte multe instituții își deschid porțile pentru elevi, în același timp se fac tot, tipul, tot felul de activități culturale la care elevii participă din plin, nu se duc la ore, n-au catalog, dar atât. Vreau să vă spun că una dintre cele mai importante acțiuni la nivelul țării, care implică zeci de mii de copii, o desfășoară studioul Astra Film. De fapt, campania se numește Astra Film Junior, care organizează proiecții de documentare pentru elevi și profesori din peste 20 de localități. Din Gorj este implicată școala gimnazială Antonie Mogoș-Ceauru, a fost și anul trecut, vor fi mai multe filme care vor fi văzute de copii în cadrul acestui parteneriat. Printre ele remarcăm, hai să ne, deci colecția Drumul spre școală, care a luat premiul Cezar în 2014 pentru cel mai bun film documentar, dar și episoade din seriile Hai să ne jucăm, Hai să dansăm, Iubesc muzica și Școala Discovery. Printre localitățile unde merge Astra Film se numără Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași, Ploiești, Pitești, Baia Mare, Râmnicu-Vâlcea, Sighetul Marmației, Copșa Mică, Abrud, Călimănești și bineînțeles Ceaurul Bălești. Apropo de acest program, Astra Film anunță că Elevii și profesorii vor viziona filme documentare care creează un spațiu de gândire și dezbatere care momentan lipsește din curicula, curicula oficială a școlilor din România. În funcție de nivelul de învățământ, copiii au, au de optat în mai multe variante. Bine, ca să fii partener cu asemenea uh, festival, cu asemenea firmă, trebuie întâi să ai dotarea necesară, adică măcar niște videoproiectoare și, bineînțeles, uh, alte condiții să ai loc în program pentru acest tip de activitate și să fie și interesul. Că dacă nu există interesul, iar nu se poate face mare, mare lucru. Uh, vorbim de știrile zilei, să spunem așa. Uh, sunt uh, 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 Printre altele aflăm că uh, sunt multe lucruri comentate, am spus și eu aseară, uh, știți, v-am dat atunci pe moment diverse știri care circulau despre discursul președintelui de asale, discurs care a făcut și o audiență foarte bună la toate televiziunile, semn că era un discurs așteptat la cele 100 de zile, adică vreau, to toată lumea vrea să-l vadă vorbind pe, vorbin pe președintele Iohannis. Uh, mulți au fost dezamăgiți, mulți nu. Era de așteptat să spună unele lucruri, le-a spus, altele le-a păstrat în nota obișnuită. Continui să spun că nu este la fel de frumos ca Băsescu, nu face știri ca Băsescu. În același timp, este echilibrat tipul de președinte european care zic eu că ne va duce acolo unde ne dorim de foarte, de foarte mult timp. Bineînțeles, criticii au spus că discursul a fost învățat pe de rost, e o chestie că la Claus Iohannis e foarte simplu, vorbim mai rar, al delenește, poate fi tradus simultan, adică să vezi și traducerea ca text așa de repede, se poate, având, el vorbește foarte încet și automat se poate face acest lucru. Uh, multe alte lucruri și răutăți, dar în esență, uh, în esență discursul a fost apreciat. Ceea ce ar trebui să ne bucure pentru, pentru viitorul României, faptul că Președintele începe să se implice și la 100 de zile bilanțul este pozitiv, și mai mult, cum spuneam, suntem la o cotă foarte mare din punctul de vedere al aprecierii publicului. Lucru care nu se întâmplă cu partidele politice din România, cu toate partidele politice din România, chiar dacă unele spun uh, uh, alte lucruri. Uh, în același, în același timp trebuie spus că sunt unii, apropo de ziariși, care efectiv încearcă să-l desfințeze pe Claus Iohannis. Unul dintre ei este Dan Palag, acum el se ceartă și cu Băsescu, dar a fost jurnalist de casă al lui Trean Băsescu, cât a fost președinte. O să vă prezint câte ceva din el, pentru că știți, doar acum câteva zile, el îi critică, deci și cam asta sunt editoriale Genta Palagă, Ponta e rău, Iohannis e rău, Băsescu e rău, acum, și tot așa. Cine mai e și bun sau cum putem să facem ceva, nu știm de jos. Jurnalistul Danta Palaga analizează într o editoare postat pe, tot pe Hot News care este imaginea și prestația lui Claus Iohannis în primele 100 de zile în funcția de președinte al României. Ziaristul sublinează că modul în care șeful statului și-a prezentat bilanțul după primele, 110, după primele, 100 de zile de, la, de mandat a fost unul prin care Claus Iohannis a ținut să arate în felul său că există, deși a fost în nenumărate rânduri criticat pentru absența din spațiu public, creând se imaginea unui președinte absent. Danta Palagă punctează că Iohannis nu a reușit să intre pe deplin în rolul de șef al statului, iar cele două posibile explicații pentru acest insucces ar putea fi trecerea bruscă dintr-o funcție precum cea de primar de oraș în cea mai înaltă poziție în statul român și respectiv lipsa unei echipe complexe de consilieri care să-l ajute pe președinte în desfășurarea activității. De asemenea, jurnalistul este de părere că, deși nici Traian Băsescu nu a străucit în primele luni de mandat la Cotroceni, faptul că știa să comunice ceea ce Iohannis nu reușește să facă, l-a ajutat să se cu adevărat șef de stat, ca un adevărat șef de stat. Cităm, numai că Traian Băsescu era lider și comunicator născut, calități pe care Claus Iohannis nu le posedă. Cu Traian cu tot sistemul a știut a doua zi cine e stăpânul. Iohannis nu doar că evită să-și rolul de stăpân, să zicem de înțeles după atâția ani de isteria de, cu dictatorii închipuiți, dar refuză să-și de atribuțiile constituționale atunci când situația se impune. În plus, fuga constant de temele mari le evită, nu angajează poziții. Iar teme grele care țin de politica externă, CSAT sau politica internă apar una după alta, punctează ziaristul respectiv. Uh, apropo de ce spune Danta Palagă. Uh, cred că vă spuneam: sunt și lucruri adevărate, lucruri pe care le remarcă, dar sunt și lucruri care sunt cel puțin răutăți. De fapt, unii jurnaliști de la noi, ca să pară mari editorialiști, gen Cristian Tudor Popescu, gen chiar și Ion Cristoiu și alții, este să fim răi, bine în limita normalului n-ar fi nicio problemă, dar de multe ori să fim chiar răutăcioși cu anumite poziții ale politicienilor. Poate e bine ca ei să-și le corecteze să învețe, poate e rău că nu găsim să punem și ceva în loc. Cităm din editorialul lui Tapalaga. În fine, o poză anume pare să-l cam deranjeze azi pe Claus Iohannis, cea de filo german gata să devieze puțin axa pe la Berlin. În consecință, în jurul său se agită ideea unei vizite cât mai rapide la Washington pentru a-și dovedi astfel atașamentul față de partenerii americani și pentru a schimba, cum spuneam, imaginea de SAS capturat de nemții. Întreagă cât fie spus, până și americanii și-au făcut ceva socotări când au trimis în fine un ambasador vorbitor de germană la București. Că tot veni vorba, un prim și util pas ar fi o mai bună comunicare cu ambasada pe acest subiect și cu ambasadele occidentale în general, ajuse în pragul exasperării că nu prea găsesc interlocutori la cotroceni. Klaus Iohannis speră, probabil, să corecteze această imagine prin câteva instantanee alături de Barack Obama. Așa ar completa rapid albumul cu Merkel, Hollande, Juncker și Poroșencu. Nu e bine, nici la extrem, nici la, nici la, pardon, nici la extern, nici la intern, nu mai, merge, nu mai prea merge doar cu poze în loc de fapte. Președintele Iohannis nu a intrat încă în rol, încă nu respira autoritate. Acțiunile sale nu conferă învergura funcției. În primele trei luni n-a reținut decât fuga de temele mari, autismul instituțional și mediocritatea echipei încă mai poate corecta această imagine. Nouă cetățeni nu ne folosesc la mare lucru calmul, liniștea și zâmbetul unui președinte convins că țara se schimbă singură în bine sub vraja lui. Acum, vă spuneam, nu să nu luăm chiar mot amos, sunt unii care probabil se vedeau pe la cotroceni angajați, sunt alții care au o temă, toată echipa lui Iohannis e slabă, toți nu știu ce, alt clișeu că vezi, Doamne, pa, uh, performanța de comunicare a lui Iohannis este slabă pentru că are o echipă slabă și tot la fel. Uh, eu cred că încet, încet uh, lucrurile merg în pe făgașul normal și reușit. Deci nu cred că uh, nu cred că ar trebui să, să facă ceva din acest lucru. E adevărat, poate să comunice mai mult. Dar să bătem șaua, să priceapă calul, că vezi, doamne, că autoritate înseamnă, de exemplu, să dai jos cu guvernul sau ceva, sau să presezi guvernul, nu știu dacă e cea mai bună și eu cred că Klaus uh, Claus Iohannis încearcă să nu, ia, să nu uh, afecteze Constituția, adică să meargă în, în, și, în litera și spiritul ei. om trăi și om vedea dacă, uh, dacă avem dreptate sau nu. Uh, Mergând mai departe, uh, suntem mai departe, uh, deci ca apropo de, de știrile zilei, să știți că s-au petrecut multe și îngorși. Și anume, prima chestie a fost, uh, să zicem așa, am fost liniștiți Aurel Medințu se pare că nu mai pleacă din conducerea CEO că domnia sa și-ar fi dat demisia din cauza foștilor șefi ai Consiliului de Supraveghere care n-ar fi vrut să semneze numirea domniei sale după selecția respectivă a firmei de recrutare care a fost de unde este. Ba din contră, se pare că dânsul ar reveni în activitate chiar de mâine, din concediu, din câte am înțeles, de n-a fost în preaviz și e bine mersi, o să conducă în continuare divizia energetică, pardon, mai ales că lucrurile s-au liniștit începând de aseară, în minerit avem un nou contract colectiv de muncă. Acum, dacă stăm și analizăm, n-am văzut acel text integral, că nu este dat la presă, dar s-a înregistrat aseară la ITM, dacă luăm declarațiile liderilor care au semnat, sunt cam aceleași prevederi de la 1 martie, din acordul unor lideri, opunei părți a liderilor cu administrație. Păi și atunci, la dracu, am mai stat 30 de zile, practic de pe 1 până pe 31. Am pierdut o lună pentru ce? Deci asta e întrebare pentru liderii FNM, că dacă nu s a obținut nimic. Așa mi se pare, dacă mă înșel să chiar aștept precizări și la uh, numărul de SMS și așa dacă sunt uh, să spunem uh, să spunem alte, alte informații pe care noi nu le avem la acest, la acest moment. Încă ceva vreau să vă spun în continuare. Avem, deci e număr de SMS, nu de apeluri. Cum văd eu că avem mai multe apeluri nepreluate. Avem și două SMS-uri unul dintre ele și o să și vi-l prezint imediat dacă ajung la el. Să că telefonul mai acum s-a gândit să intre <laughs> într-o grevă mică, în sensul că nu deschide fișierele respective sau a deschis altceva decât i-am dat eu. da cineva cineva ne comentează despre despre ANAF Domnule Cornel, nu vă rog, nu mai luați apărarea ANAF-ului, că acolo au fost angajate toate pilele de prin Târgu Jiu și de prin împrejurimi. Iar acum, când fac controle, n-au mamă, n-au tată și ne închid magazinele. Vă spuneam, cred că nu e chiar așa, chiar dacă am avut cel puțin două cazuri, eu n-am mai auzit de altele și la gorși închise. Și încă un comentariu. Bună seara! Aș vrea să, aș vrea să vă informez că la marginea județului, în Comuna Țânțărei, se întâmplă foarte multe lucruri necurate. Așteptăm ca faptele de, legate de această comună să apară pe acest post de televiziune, care are o audiență foarte mare. Doamnă sau domnule, care sunt faptele? Deci, v-ați oprit aici. N-am înțeles că e adevărat, mulțumim că vă uitați la noi, dar spuneți-ne și, și, ce fapte trebuie să semnalăm, că nu, nu aveți. Da? Și încă un... Da, colegii din regie mă anunță că mai sunt 5 minute. Uh, o doamnă, domnișoara Andreea spune că uh, vreau să vă spun că dedicațiile încep puțin mai târziu. E doar o dedicație muzicală care nu o transmitem la, la dedicații muzicale peste câteva minute în momentul când vor veni. Realizatorii acestei emisiuni. Mergem mai departe, apropo de știrile zilei, și trebuie spus că a fost o reacție după ce Aurel Medințu de la Ceo a ieșit astăzi în presă și a spus că revine, și că de fapt el a fost forțat să demisioneze, nu știu ce. Fostul președinte al Consiliului de Supraveghere din complexul Oltenia, Dorin Spătaru, a răspuns acuzațiilor făcute de directorul de energie Aurel Medințu în presa locală. Medințu a spus că demisia sa de la CEO rămâne fără obiect pentru că s-a schimbat componența Consiliului de Supraveghere care a votat acest lucru. Spătaru susține că demisia sa, atenție, a fost votată de 5 din cei 6 membri și că activitatea lui Medințu la CEO s-a încheiat pe 24 martie 2015. Pentru a reveni director la NCO, noul Consiliu de Supraveghere trebuie să voteze o astfel de inițiativă. Este posibil ca acest lucru să se întâmple chiar astăzi, sau s-a întâmplat chiar astăzi, pentru că este programată o ședință a noului Consiliu. Uh, directorul Medințu a mai spus că s-a certat cu Dorin Spătară pentru că i-ar fi cerut să prezinte poza unei lucrări la un grup energetic. Este clar că nu avea... Cătălin Spătaru nicio legătură cu ceea ce înseamnă energie și cu atât mai mult să stabilească oportunitatea reabilitării unui grup energetic. Ne-a spus chiar să-i aducem poza cu instalația respectivă și să stabilească oportunitatea reabilitării. Ceva de speriat. Am refuzat să mai discut cu el, afirma a afirmat Medințu. apropo, și în Consiliile de Supraveghere, cum facem, că vorbeam de NRP ăia care sunt puși acolo nu se pricep la partea energetică. Specialiștii sunt directori și cei care lucrează efectiv cu utilajele respective. Dar să cer poza, dacă e așa, nu prea e în regulă. Tot astăzi au fost 10 percheziții domiciliare la membrii unei grupări infracționale specializate în spargerea de societăți comerciale și furt de tablete, televizoare l au fost la rovinare, fărcășești. Uh, Operațiunea a beneficiat de suportul direcției de operațiuni speciale, nu știu care dintre ele de unde este. Uh, a, mai aflăm o știre pe final de emisiune să vă dăm și pe aceasta. O patrulă de jandari montan din cadrul postului montan Rânca, aflată în serviciu de asigurare a ordinii publice din zona turistică Rânca, a depistat în punctul Piatra Ciorii, situat în apropierea DN67C, un număr de patru persoane care exploatau piatră de placat rocă dintr-un los stâncos, utilizând mai multe unelte de spar piatră. Ciocane, rângi metalice, lopez, roabă. La solicitarea patrului de jandarmi de a prezenta autorizația de exploatare a pietrei sau un document pe baza căruia aceștia străgeau piatra, persoanele depistate au declarat că nu posedă astfel de documente. Astfel, în, urma verificărilor efectuate, au fost identificați MM, MC, MM, SMV și tot domiciliul Novaci. Apropo de lege, dacă i-am identificat de ce, sunt, de ce le dăm doar inițiale, nu? Bine, e comunicarea aceea și ordinul pe ăsta, dar deja dâns și făcuseră o infracțiune. Deci, cred că lumea putea să afle acest lucru și legea ar trebui schimbată în această direcție. La fața locului au fost solicitate și lucrători din solicitați lucrători din cadrul compartimentului Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale, care au acordat sprijin agenților constatatori pentru întocmirea documentelor specifice. Actele întocmite și uneltele utilizate la extragerea piese, pietrei de clarcări, au fost predate pe bază de proces verbal la poliția orașului Novace. Sunt și alte știri, au fost percheziții și la motul, prejudiciu 100.000 de euro. Sunt și, vă spuneam, alte știri. Terminăm sau continuăm mâine seară tot la ordinea de zi. Mulțumim de atenție, la revedere!